Nume de scenă. Aldus Șerdli. Loc de baștină. Constanța. De la ce vine numele tău? De la numele meu de familie și un nume dintr-o carte mi se părea cool și trebuia să-mi găsesc un nume de scenă, așa că am ales Șerdli. Ok, și înseamnă ceva sau? E un nume. Ah, ok. Vârstă? 24. Câini sau pisici? Pisici. Citatul preferat? Nu contează cine... Nu, băga mea așa. Nu contează cât îți sunt dușman, contează cui ești tu dușman. Mamă. Stai. Mamă, e bună asta. Merita zis deodată. E bun. Ok. Cum te-ai apucat de muzică? Nu știu, sincer. Am început să cânt random și am zis, bă, it works. Și am început să fac piese la mine în dormitor. Ok. Nu știu. Cine e cel mai inteligent de la Sig Music? Adina. Ok. Ce porecle ai avut? Aldo. Mă, deci atât? Nu ți-a zis nimeni? Dacă ai putea să-ți faci o parte de corp detașabilă, fără să te doară, pe care ai alege-o? Nasul. De ce? Nu știu, mi-a fost prima. Să-ți pui seara pe noptieră? Ar fi drăguț. Ok. De câte foci ai nevoie ca să creezi o armată? 100. Ce gătești cel mai bine? Aproape nimic. Ce gătești bine? Ești... Nu, nimic. Ok. Când ai simțit că trăiești într-o simulare? Încă n-am ajuns acolo. Ok, dar să știi că așa e. Sunt sigură, dar da, trebuie să o simt. Da, masa asta nu e adevărat. Cel mai bun sfat primit vreodată? Nu mai fi supărat. Ok, și sfatul... Sunt ok temele? Da. De ce? Nu știu, că nu mi le făceam, dar cred că e ok. Da, să să-ți exersezi mintea. Dar ceva trebuie să-mi fă spune. Ce job ai alege dintre președinte de bloc sau administrator de scară? Cream că e același lucru, sincer. Mm-mm. Președintele e pe tot blocul, pe toate scările. Administrator. Administratorul e doar pe scara ta. Super. De ce? E mai ușor, cred. Ok. Care e cea mai bună replică de agățat pe care ai auzit-o? Nu știu. Nu prea am auzit. Ok, nici la vreo prietenă sau ce nu trebuie să fie auzit neapărat? N-am auzit niciuna bună, cât să-ți zic. Nu știu. Ah, ok. Cel mai nașpa vers pe care l-ai dat tu vreodată? Nu mi-l aduc aminte, am încercat să le uit. Aș vrea să zic, dar cred că nu vreau. Dar au fost destule. Ok. Cu cine din trending ți-ai face trupă? Ghebasă. Ok. Iuliana Beregoi sau Andreea Bostănică? Nu știu cine sunt. Am înțeles. Ok. Iuliana Beregoi e mai ok. Părea. Cea mai underrated manea? Nu știu. E o manea care îmi place, dar nu știu cum se numește. Cum sună? Nu știu, e ceva de la Jador, dar nu mai țin minte cum se numea. Dar știu că e una... E, cu tarabanele? E una mai underground, dar lui, să zic așa, nu știu. Ceva cu... Nu știu să zic. Dar mă sparge. Ok, deci Jador o să caut. Bun. Unde te vezi peste 5 ani? Indiferența ta. Indiferența ta, ta lui Jador. Ok, da. Ok, nu știu, o să văd. Unde te vezi peste 5 ani? Nu știu, undeva mai bine, mai fericită. Mamă, da, ușcă mai pocăt. Veni supărată rău. Ce faci după ce pleci de aici? Mă duc să mănânc. Care crezi tu că a fost cea mai mișto vârstă din viața ta? 15 ani. De ce? Era mai ok atunci, mă durea mai tare undeva. Ok. Ce rimează cu Sarmise Getuza? Ventuza. Care e cel mai dubios vis pe care l-ai avut? Era dulapul din garsoniera mea unde m-am mutat și aveam impresia că e bântuit și după chiar îl visam, l-am visat câteva serii. Cred că e bântuit sau ceva.
ce banc slash glumă te face să râzi mereu? Fii atent. De ce a câștigat jaluzeaua? Așa? Pentru că altfel perdea. E singurul pe care îl știu. Da, vezi că e bun. Ok. Ce părere au părinții despre ce faci? Bă, nu prea le-a plăcut. Au zis că să fac ceva mai cu cap, dar până la urmă acum mă spamează comentarii pe net și le zic să le șteargă. Ok. Ce miroase mai rău, o lamă sau alpacă? Alpaca. Alpaca, de ce? Nu, nu știu. Pare, numele ei pare mai urât. Mai murdă. Cozonac cu rahat sau fără? Fără. Asta zic. Ce altă formă pe lângă aia rotundă ar trebui să aibă o pizza? Triunghiulară. E vreo combinație dubioasă pe care o faci la mâncare? Cred că orice aș găti o combinație. Nu să gătești și dacă mănânci, nu știu, piure cu varză sau din asta. Nu, dar am auzit de sarmale cu muștar și nu pot să trec peste. Okay. Ce e ok să furi? Bani. Renunți la date-uri 5 ani sau la muzică 5 luni? La date-uri. De câți bani e nevoie să trăiești o lună în București? Minim. 500 de euro. Eu știu. Eu știu când stau în București. Ce hobby-uri ai? Pictez. Ok. Cel mai nașpa nume pe care poți să-l dai unei reptile? Ion. Pe cine te poți baza să ascunzi un cadavru? CST. Ok. De unde crezi tu că pornește apa? Din pământ. Într-o apă. Ok. Pierce în gât sau tatuaj la sub braț? În gât? La sub braț tatuaj. Ok. Câți bani ai făcut prima oară din muzică? Prima oară? 50 de lei, cred. Ce mai știi ce ai făcut cu ei? Ce puteai să faci cu 50 de lei? Cred că mi-am luat țigări. Mamă, și-a scumpărat țigările înainte. Mi-am luat mai multe. Ok. Ții post? Nu. Dacă animalul tău de companie ar putea vorbi, ce crezi că ar zice despre tine? Aș vrea să nu vorbească, că ar zice prea multe, dar în principal, nu știu, cred că mă urăște. De ce? Că e prea lipicioasă și zic pleacă de aici. Ai avut vreodată probleme la școală? Da. De ce? La școală sau liceu? Indiferent. La liceu am avut probleme, că n-am fost din a 10-a până în a 12-a. Și ai trecut? Da. Ok. Unde nu suport să postezi? Pe TikTok. De ce? Că mi se pare greu, trebuie să fie ceva drăguț și mi se pare cringe orice. Ok, nu. Cel mai penibil moment din viața ta? Bă, și știam, dar... Nu știu, mi s-au întâmplat multe de-astea să salut oamenii și să nu mă vadă sau nu mă integrez în grupuri. Și ce faci după ce nu te salut? Mă prefac că nu-mi pasă. Ok. Un mesaj pentru Porc TV care tocmai ți-a văzut bucata de la Urbanist pe care am filmat-o înainte de asta. Sper că v-a plăcut, vă pup și vă stivens. Mulțumesc frumos. Am terminat.